channel. I am expanding. I am psychedelic. I am vibration. I am timeless. I am unity. I am activating. I am me. We are here. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Vă reamintesc că ne puteți trimite întrebări și sugestii pentru teme și invitați atât pe forumul atașat platformei www.nashul.tv, cât și pe pagina de Facebook Midnight Blogger By Alexa sau pe mailul emisiunii byalexa@nashul.tv. Tema emisiunii din această seară este tineri regizori români și pentru aceasta l-am invitat alături de noi pe Andrei Descălescu, regizor, producător și scenarist și unul din membrii echipei lui Francis Ford Coppola la unul din filmele acestuia. Andrei Descălescu este un nepot celebru sau nepotul unui bunic celebru. Mă refer desigur la filmul său de succes Constantin și Elena, film în care Andrei și-a făcut bunicul celebru. Uite așa, am putea noi manipula, dacă nu am fi o televiziune liberă, telespectatorii, lăsând să planeze suspiciuni peste un nume care nu are în realitate nimic de a face cu persoana aceea, știți dumneavoastră. Bună seara și bine ai venit, Andrei. Sper că nu te-a supărat gluma mea. Nu, dar eu zic să lăsăm suspiciunile să planeze, pentru că e mai interesant. E mai interesant. Eu nu am infirmat nimic, nici nu am confirmat niciodată. Dar bunicul meu celebru este altul decât ar fi în suspiciuni. Este un om simplu numit Constantin, de lângă Piatra Neamț, și despre el și despre soția lui, adică bunica mea, am făcut un film documentar numit Constantin și Elena, care bănuiesc eu că e motivul pentru care mă aflu astăzi aici. Este unul dintre motive. Principalul motiv este că ai participat de curând la concursul de scenarii HBO TIFF, ediția 2012, concurs la care ești finalist la secțiunea documentar. Da. Bine, dacă e să extrapolăm, practic și faptul că am ajuns să am un scenariu în finala concursului HBO TIFF se datorează tot faptului că am făcut un prim film, Constantin și Elena. Iar faptul că acum sunt în sfârșit cu un nou proiect în lucru e într-adevăr o știre, dacă pot să zic așa, pentru că a durat foarte mult. Constantin și Elena l-am terminat în 2009 și a avut un succes mult peste așteptări. Practic, e primul meu film și la început nici măcar nu știam că o să fac un film, pur și simplu am început să-mi filmez bunici și pe parcurs, eu fiind student pe vremea aia, fiind student la facultatea de film, mi-am dat seama că ei de fapt sunt foarte interesanți, că s-a creat o relație între cameră și ei, relație pe care cred că și-o dorește orice documentarist, și anume personajele ignoră camera. Am arătat ce filmasem până în momentul ăla la mai mulți prieteni din lumea filmului, printre care și Corneliu Porumboiu, și cam toată lumea a zis, și Alexandru Solomon, care e documentarist, poate cel mai cunoscut de la noi, și toată lumea a zis, acolo ai material de un film, ai personajele, ai camera, ai relația dintre personaje și cameră și ar trebui să faci un film. Și din aproape în aproape, cam în 2 ani de zile, am reușit să fac Constantin și Elena, cumva sceptic cu privire la succesul sau la importanța subiectului, că până la urmă e aproape un film despre nimic. E viața cotidiană a doi bătrânei, meritul fiind că sunt simpatici și cumva că există un pic de filozofie în spatele vieților cotidiene. Și filmul a avut un așa mare succes încât m-am trezit călătorind în festivaluri timp de mai bine de 2 ani. Am fost în toată Europa, plus Rusia, Coreea de Sud, Argentina, Statele Unite, Canada și așa mai departe. Deci, practic, viața mea s-a schimbat și am început să-mi dau seama că ar cam trebui să fac și un al doilea film. Și acum sunt în punctul fericit în care, în sfârșit,
există un scenariu sau o propunere de scenariu, deci există un punct de plecare concret spre al doilea film. Ne poți dezvălui subiectul scenariului cu care ai câștigat? Da, este un subiect pe care l-am găsit în Gazeta Sporturilor, deci nu e meritul meu. Un jurnalist, Gabriel, a documentat, a găsit povestea și a documentat-o și a scris un articol foarte bun pe care vi-l recomand. Și este despre patru tineri români care în 1908, deci iată că se petrece acum mai bine de 100 de ani, au acceptat o provocare lansată de un club sportiv din Franța de a merge în jurul lumii pe jos. Ei își încep călătoria 2 ani mai târziu și parcurg într-un final 100.000 de kilometri pe jos. Nu vreau să dau mai multe detalii, ele se găsesc în articol, articolul e foarte bine structurat, dar și chiar e o lectură, până și lectura e plină de suspans. Deci am citit acest articol și așa ușor, ușor am colțit în mine ideea de a-l transforma în film. El poate fi făcut și ficțiune foarte ușor. Eu mă consider documentarist și o să încerc să fac ce pot eu mai bine din subiectul ăsta într-un film documentar, care cred eu că va fi foarte plin de suspans și va aduce povestea asta aproape necunoscută, o va aduce cumva în fața publicului larg și mai ales în fața lumii întregi, pentru că se pare că nu se știe foarte mult despre performanța asta. Eu recunosc că nu știam de acest subiect. Nu știe foarte multă lume, documente există, destule. Eu chiar citind articolul cumva am avut îndoiala, citind articolul și căutând mai departe informații și negăsind mai nimic, am avut îndoiala că e adevărat subiectul sau că nu există, eu știu, o înfloritură consistentă. Dar se pare că lucrul chiar s-a întâmplat. Urmează un proces de documentare aprofundată care se va face la Paris, pentru că acolo sunt arhivele acestui club care practic a anunțat un premiu pentru cei care vor merge în jurul lumii. Iar premiul a fost acordat până la urmă, deci ar trebui să existe toate documentele și prin toată țara. Deci urmează un proces foarte lung, probabil, de documentare. Și de documentare și apoi de a realiza filmul, probabil. Vorbim de câțiva ani. Eu îți doresc succes. Sper să câștigi și să vii aici să ne spui după ce ai câștigat cum este să fii câștigătorul unui scenariu HBO TV, că vorbim despre o chestie destul de prestigioasă. Da, deci, dar vorbim despre un concurs de scenarii, de nimic, chiar și dacă de o să fie câștigător, apropo, al meu și dacă nu, până la film mai e enorm de mult. Știu că mai este enorm, dar trebuie să fim optimiști și să credem că se poate. Asta știu că se poate și eu sunt o fire optimistă, dar rămâne de văzut. Oricum, povestea e foarte frumoasă și chiar vă invit să o căutați. Și e chiar foarte interesant. Uite, acum ne-ai stârnit tuturor curiozitatea. Foarte bine. Da. Nu pot să vă zic să cumpărați DVD-ul cu filmul, da. Că probabil va mai trece mulți ani. Spuneam de Constantin și Elena, pe care l-ai făcut în 2009. Da, l-am terminat în 2008, după aia mi s-a părut mie că e loc de puțin mai bine și am mai lucrat puțin, deci oficial e 2009. Dar el a luat deja în noiembrie 2008, a luat un premiu foarte important. La Amsterdam? La Amsterdam. Pentru filmul documentar, da. Festivalul de la Amsterdam e cam cel mai important. E supranumit Cannesul documentarelor. Și premiul a fost, să zicem, echivalentul premiului de debut. Se numește First Appearance la ei, o categorie dedicată regizorilor care sunt la primul sau al doilea film. Deci, să zicem că am concurat și cu cei un pic mai experimentați și cu cei aflați la fel ca mine la debut și am câștigat acest premiu. În afară de festivalul de la Amsterdam, filmul a câștigat premiul de debut la TIFF 2009. A fost nominalizat drept cel mai bun documentar la Gala Filmelor Românești GOPO și a obținut premiul special din partea jurului la Sarajevo. Da.
Vreau să urmărim cele două secțiuni din filmul tău, mă rog, așa zise trailer, dar nu sunt. Da, sunt două, sunt două cadre, de fapt, două fragmente din film. Care sunt destul de relevante, zic eu. Noi totuși trebuie să vedem filmul în întregime ca să ne dăm seama. Și spre deosebire de filmul ăla care e în stadiu de scenariu, ăsta chiar se găsește pe DVD și îl puteți vedea. Regia? Este frumos, este. Căci minciuni, căci arată ca chiar oameni chiar așa. Da, și filmează, este exact așa. Da, de ce te uiți dacă nu-ți place? Îmi place, dar și nu-ți spune. Eu mă uit că-mi place. Asta e o artă care este arta gândită de cineva și mie îmi place, să știi. Nu de așa mă uit. Cum e ceva? Nu, nu e de mâncare. Deci am văzut o secvență, un cadru, sau cum ai spus tu, în care bunicii tăi se uită la televizor și comentează. Este un cadru deosebit de autentic. Deci eu cred că filmul acesta a câștigat mai mult prin autenticitate, pentru că sunt rare, poate că dacă s-ar fi scris un scenariu, nu ar fi fost atât de real, de adevărat. Cred că una dintre... Am primit... De obicei când mergi în festivaluri și am fost în destul de multe, după proiecția filmului, publicul pune întrebări și poate cea mai cumva, să zicem, stupidă, într-un sens drăguț, întrebare pe care am primit-o era de la cineva probabil nimerit absolut întâmplător într-o sală de cinema. Și întrebarea a fost cum de-am găsit actorii ăștia atât de buni și atât de naturali. Deci persoana respectivă nici măcar nu și-a dat seama că e un film documentar. Pentru mine ăsta a fost un mare compliment. Și într-adevăr minunea a fost faptul că ei chiar au reușit să ignore camera în mai toate filmările. Eu am mers de foarte multe ori la ei, câte o săptămână, câte un weekend, câte două săptămâni, timp de aproape 2 ani. Și practic ei s-au obișnuit, nu m-au luat niciodată în serios, au zis că sunt student la film și mă joc. Și deci m-au lăsat să-mi văd de treabă, practic. Nici ei n-au crezut, la fel cum nici eu n-am crezut că filmul va ieși și va avea atât de mare succes și va fi văzut de oameni din toată lumea. Este și o declarație a bunicii tale, Elena, care spune așa: am crezut că glumește când ne-a spus că a făcut un film cu noi. L-am văzut prima dată pe 9 ianuarie 2009 la Piatra Neamț, când aniversam 57 de ani de căsnicie. Sala întreagă s-a ridicat în picioare să ne aplaude când ne-au văzut. Nu mi-a venit să cred. Cum să ne aplaude pe noi, care avem numai 5 clase primare, atâția oameni deștepți și cu carte? Impresionantă această declarație. Impresionant este și DVD-ul acestui film, pe care îl puteți vedea, coperta o puteți vedea aici. În acest DVD există o broșurică, o broșurică care are atât poze ale bunicilor lui Andrei, cât și poezii scrise de bunica acestuia, de mână. Da? Poezii extraordinare, îmi dai voie să citesc una dintre ele, se cheamă Și totuși viața e frumoasă. Când ești tânăr, ți se pare că în lume o să împărătești. Anii trec pe nesimțite și nu vezi că îmbătrânești. Cât ești tânăr, ai de toate, dragoste, putere, viață. Nu-ți dai seama că aceste atârnă de un fir de ață. Ești tânăr, frumos, puternic, ai și tu puțin lipici. Și când vezi până la urmă, ai rămas cu fugi de aici. Mâinile nu te ascultă,
ochii nu te mai slujesc. Și îți spui cu amărăciune, pentru ce să mai trăiesc? E vară, cântă păsărele și greierii cântă prin rouă. Tu nu auzi cu o ureche și uneori cu amândouă. Pe lângă tine cresc copiii, ajung oameni maturi și ei, cu servici, cu casă, masă și cu dragii nepoței. Nepoței sunt mlădițe ce duc viața mai departe, să iubești ca pe lumina ochilor până la moarte. Chiar dacă te superi câteodată pe glasul lor de clopoței, atunci îți spui cu resemnare, nu-i nimic, trăiesc prin ei. Și chiar dacă toate acestea te fac să mai pleci de acasă, să-ți spui cu bucurie că totuși viața e frumoasă. O concluzie pe care ar trebui să o tragem în fiecare zi, în fiecare seară, mai ales că suntem la miezul nopții și probabil urmează somnul, în ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei, trebuie să ne zicem că viața e frumoasă. Și pe mine mesajul ăsta a fost unul dintre principalele motive pentru care am vrut să fac filmul și pentru care în continuare vreau ca filmul să fie văzut de cât mai multă lume. Și anume că avem nevoie de un pic de optimism. Și nu un optimism din ăla naiv, ci de unul un pic filozofic pe care îl au Constantin și Elena. Și anume, deși sunt bătrâni și bolnavi, ei au acum 86 și 78 de ani. Am făcut repede scăderea, s-ar putea să fi greșit, dar pe acolo. Mulți înainte din partea noastră, să-i țină Dumnezeu sănătoși și cât mai mult printre noi. Bogați nu sunt, se vede în film, bolnavi sunt, bătrâni sunt și totuși viața e frumoasă. Și să vezi oamenii ăștia trăgând concluzia asta, te cam face să te gândești că poate ar trebui să vedem mai puțin necazurile și să vedem mai mult bucurile. Au acea înțelepciune veche, populară, care s-a pierdut odată cu orașul. Eu vreau să cred că nu s-a pierdut, de a lua din viață că mai e speranță. Exact partea plină a paharului, știi? Și de a trece, poate nu ușor, dar mai senin peste necazuri sau peste toate problemele. Ei în film sunt căsătoriți de 55 de ani, deci acum sunt deja la 58. Le doresc mulți înainte. N-au avut, mi-am dat seama, filmând, făcând filmul ăsta, eu am cunoscut mult mai bine, mult mai profund. N-au avut o relație perfectă. Adică s-au certat, dar ei se iubesc, au ajuns să se iubească într-un fel care e, probabil, ăsta e abia felul adevărat de a te iubi. Nu ăla din tinerețe cu patimă sau cu floricele în stomac. E un film care trebuie văzut pentru că dă multă speranță și la capitolul viață și ce e încă bine în viață și la capitolul iubire. Și cred că cam toată lumea care îl vede își dorește să ajungă ca ei, chiar dacă, mă rog, poate un pic mai puțin bolnavi, mai puțin săraci. Bunica ta spune următorul lucru. Ne-am cunoscut la un bal și seara m-a condus acasă. Când am ajuns în fața porții, mi-a zis că el vrea să însoare și m-a întrebat dacă mă mări cu el, că dacă nu, el se duce a doua zi la alta. Aveam 19 ani, el 27 și copilă cum eram, chiar l-am crezut. Am stat, i-am zis și mamei, care a doua zi s-a dus să întrebe prin sat ce fel de om e și seara, când a ajuns acasă, mi-a zis că ar fi bine să mă mări cu el. Așa m-a cerut și așa am ajuns ca anul viitor să facem 60 de ani de căsnicie, spune veselă bunica. Ne-am iubit și ne-am înțeles și asta ne-a ajutat să trecem peste toate. Ne-a plăcut amândurora să citim. Când mergeam la oraș, cumpăram o geantă de cărți și seara, când ea țesea la război, eu citeam cu glas tare la lumina lămpii. Când aveam eu treabă, citea ea pentru amândoi. Iar dacă unul din noi citea o carte când celălalt nu era acasă, o povestea cât stăteam la masă, spune nostalgic Constantin. Au avut o viață foarte frumoasă, după părerea mea. Dar iată că nu începe cu o poveste de iubire, nu e romantismul ăla cu care suntem noi obișnuiți, ci e un alt fel de da, iubire. Da, care... da. O iubire care
trece care peste ani. Care 60 de ani. Da. Sigur. Le doresc să fie cât mai mult timp împreună, pentru că sunt niște oameni deosebiți, chiar deosebiți. Coperta DVD-ului, deci eu nu știu cum se cheamă cealaltă, unde este interioară. Coperta interioară a DVD-ului pe care o vedeți acolo, te rog să explici tu că știi mai bine ce conține. Da, practic când am lucrat la când am apărut oportunitatea de a lansa filmul pe DVD, mulțumită lui Daniel Mitulescu, unul dintre producătorii mari de film de la noi, care a făcut această investiție, să zicem. Pentru mine a fost o oportunitate de a mai veni cu ceva în plus și n-am vrut să fie doar filmul pe DVD, de aceea am făcut broșurica, e și o vedere cu acea fotografie cu mâinile, iar în coperta interioară sunt... Aceasta este camera, dacă se poate? Aceasta este... Iar în coperta interioară am făcut un colaj din bilete de cinema la filmul Constantin și Elena, de peste tot din lume, de unde a fost filmul în festivaluri. E foarte interesantă coperta. E în oglindă, dacă vă întrebați de ce nu puteți citi, dar da, e un colaj. Iar pe DVD, sunt pe lângă film, sunt o serie de bonusuri, e un making-of al documentarului și câteva secvențe care n-au intrat la montaj. Se găsește la Cărturești și zic eu că e un cadou... E un cadou extraordinar. E un cadou foarte bun. Da. Chiar ieri un prieten de-al meu s-a căsătorit și am făcut acest cadou, dar cu orice ocazie, cred că... Cu orice ocazie merge. Și nu uitați... Dragii mei, că odată ce cumpărăm un DVD al unui tânăr regizor, îl ajutăm și îl promovăm să meargă mai departe. Așa că faceți un efort și cumpărați acest DVD. Filmul este foarte frumos. Bunicii, personajele, actorii din acest film sunt oameni autentici, oameni care pot fi și bunicii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc în avans pentru că faceți acest lucru. Eu sunt puțin mai pirat, așa. Mai și pirat. Eu doresc ca lumea să vadă filmul, deci dacă se uită tinerii la noi, n-au decât să-l downloadeze ilegal de pe net cu... Sigur. Cu aprobarea mea neoficială, bineînțeles. Tu ai făcut... campanie de promovare, practic, pe Facebook. Filmul nu a avut distribuție în cinema în România. De ce nu a avut, Andrei? Pentru că nimeni nu a crezut în el, în potențialul financiar, să zicem. Și e de înțeles, pentru că filmele românești nu duc grozav în cinematografe, iar un film documentar românesc cu atât mai puțin. Acum n-am încercat, n-am de unde să știu ce ar fi fost. Dar... împreună cu prietenii mei am organizat o serie de proiecții, destul de multe, nici nu le-am numărat, în București, în diverse locuri, la Muzeul Țăranului în Curtea Interioară, proiecții în aer liber, la Grădina Verona, la Cinema Union. Cu orice ocazie, practic, am făcut câte o proiecție independentă, deci organizată de mine, practic, propriu-zis. Și cam singurul mijloc de promovare a fost Facebook-ul. Am mai avut câte o intervenție pe aici, pe acolo, în presă, dar am observat că pentru, să zicem, oamenii de vârsta mea, mediul online e suficient. Deci astăzi când vedem Bucureștiul împânzit de niște fețe care nici măcar nu arată prea prietenos, eu stau și mă întreb, de fapt, care e rostul banilor cheltuiți aiurea, pentru că lumea, până la urmă, e online, se mai uită și la TV și în cazul meu a funcționat. Deci am avut totdeauna sălile arhipline, la proiecție în aer liber la fel, a fost foarte multă lume. Am folosit foarte mult pagina de Facebook, pe care, dacă intrați și vă uitați, o să vedeți, dacă vă uitați la cei care au dat like acolo, pe vremea când am creat pagina, era Become a Fan, mie îmi plăcea mai mult formula asta, deci sunt fanii filmului și nu doar un simplu îmi place sau like. Eu voi fi și eu un fan.
Da, încă sigur. Nu sunteți, așa. Sunt foarte mulți din străinătate și am avut chiar surpriza să primesc mesaje și pe Facebook și pe mail de la oameni care pur și simplu au văzut filmul fără ca eu să fiu prezent la festivalul respectiv sau l-a văzut la televizor, pentru că filmul a fost difuzat și de televiziuni în vreo 14 țări, dacă nu mă înșel. Printre care și Japonia. Poftim. Da. La noi, apropo, l-a difuzat Suedia, cineva? La noi l-a difuzat HBO și eu sper că va ajunge și la televiziunea publică, pentru că la canalul 1 al televiziunii publice, pentru că îmi doresc să-l vadă toată lumea. Oameni care mi-au trimis mesaje, le-a plăcut atât de mult văzându-l la televizor, încât au stat ei pe net și au căutat, au dat pe Google, m-au găsit și mi-au scris, mi-au mulțumit. Primesc foarte multe cereri de a cumpăra DVD-ul. DVD-ul, din păcate, nu există decât în România. Am început de curând să fac o listă de adrese și le voi trimite cadou la cei care solicită asta din străinătate. Pentru un că gest foarte frumos. Ei chiar nu au de unde să-l cumpere și dacă și-l doresc pentru mine, e un mare compliment și îl trimit. Să vedem și cea de-a doua secvență din filmul Constantin și Elena. Regia, vă rog, dacă... Îmi pare bine că mă iubesc nepoțe. Ok. Dar cum zici iubeasă? Te dau un bunic, Adam, nu? Și la bunic. Un bunic. Îmi pare bine. Fii interesat de el. Și mai face bunicul. Da, da. Și mai face bunica. Interesat, da. Mai fi n-am luat așa la mână. Nu pot să mă duc la mână la oasă. Tinerea m-am însurat, tinerică mi-am luat, tinerea m-am însurat, mă. Of, 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 of. Când m-am dus la curunat, era noapte și norat, și m-am văzut ce-am luat, tinerea m-am însurat, mă. Ne-o dă sacră, ne-o răsută, și ne-o dă și-o beată slută, tinerea m-am însurat, mă. Of, 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 of. Și-am pus suta în fundul nază și pislut în fundul căsă-și tinere, m-am însurat, mă. No. Am revenit. Care este lupta scurtmetraj versus lungmetraj? Că există o luptă de... Cred că lupta e pentru lungmetraj. Eu poate trebuie să specific că n-am studiat regia la facultatea de film, am studiat sunet și montaj. Sunt o persoană tehnică, pot să lucrez în televiziune, pot să fac sunet de film. Și cumva cred că văd lucrurile un pic altfel, dar în rândul colegilor de la regie, scurtmetrajul e de obicei un pas către lungmetraj. Documentarul meu e un lungmetraj. Înainte de el am făcut un scurtmetraj de ficțiune care are 2 minute, iar Constantin și Elena are 97, deci un salt. Vorbești de Fly, de scurtmetrajul Fly, da. Fly este absolut delicios. Înțeleg că îl vom și vedea, probabil mai spre final. Așa, de noapte bună, între ghilimele, exact. Și o să vedeți de ce. Colegii de la regie, să zicem că văd în, și probabil mulți dintre tinerii regizori vor să facă neapărat scurtmetraj. Eu am simțit făcând vor să facă lungmetraj. Eu am simțit făcând Fly că e cumva mai greu să spui în 2 minute un lucru care să conteze decât în 90 de minute.
cum a fost în Constantin și Elena. Bine, unul e ficțiune, unul e document, celălalt e documentar, deci poate e mai greu de comparat. Însă eu cred în scurtmetraj, am mai făcut scurtmetraje și după Constantin și Elena și o să mai fac când mai am câte o idee sau când mă solicită cineva. Și invit lumea să caute scurtmetrajele, ele se găsesc pe net legal, mult mai mult decât lungmetrajele. Și pentru mine e un gen aparte în sine și, și unul fascinant, pentru că te lasă să bănuiești mult mai mult. Într-un lungmetraj ai un personaj pe care îl construiești timp de 90 de minute. Sau mai, în ultima vreme filmele sunt din ce în ce mai lungi. Pe când în scurtmetraj ai o situație, ai un fragment scos din context. Și atunci te lasă să-ți imaginezi contextul. Regizorul trebuie să sugereze care ar fi contextul fără să-l pună explicit acolo cu degetul în film. Deci eu zic că e cumva și greu să faci și e și savuros să-l urmărești. Oricum, filmulețul Fly este absolut savuros. Eu l-am văzut astăzi și a fost, cel puțin finalul a fost extraordinar. Nu mă așteptam la finalul ăla, dar e un film, este nemaipomenit. Bine, Fly e, iar ideea este excelentă. Fly deci, e o glumiță cumva. O glumiță foarte reușită. E o idee a unui prieten de-al meu, Victor Dragoș. Nu-l consider, să zic, un film foarte serios. El a fost, a călătorit și el în festivaluri, din fericire. Am înțeles că a fost în Canada, la Toro, A fost și în Puerto Rico și în tot felul de locuri exotice unde eu n-am ajuns pentru că lucram deja la Constantin și Elena. În schimb, Constantin și Elena... Dar el s-a plimbat. După cum am zis, m-am plimbat și eu cu filmul. Spune-mi cum ai ajuns să lucrezi cu Coppola. Cred că toată lumea a stat în seara asta curioasă, citind pe Facebook, să ne povestești de a fi rapăr acest lucru. Pentru că puțini oameni din România au ajuns să lucreze cu el. El a făcut un film în România, deci au ajuns câțiva să lucreze. Pentru mine a fost așa un mare noroc. Am aflat că face... A fost un pic în secret așa toată producția filmului, castingurile au fost secrete. El a venit oficial în România, dar a zis că a venit în vizită. Undercover. La noi, să zicem că exista zvonul că urmează să facă un film, după care am aflat și confirmația și informația oficială că face un film după novela Tinerețe fără tinerețe a lui Eliade. Mie mi-a tresărit un pic inima pentru că eu sunt din Piatra Neamț și am citit în liceu novela și știam că se petrece în Piatra Neamț. Și cumva m-am gândit că ar fi foarte nimerit, frumos, ca eu să ajung măcar să văd, să particip, să asist la filmări. Filmări care s-au făcut parțial la Piatra Neamț. Până la urmă, la foarte scurt timp după gândurile astea ale mele, mi s-a oferit un job ca asistent de montaj la film. Am lucrat timp de 14 luni, deci practic am fost printre oamenii care au lucrat aproape de la A la Z ca asistent de montaj. Până la urmă n-am ajuns la filmări la Piatra Neamț, dar eu am fost primul care a văzut ce s-a filmat, am captat casetele, am montat acele secvențe cu foarte mare plăcere. Cred. Mai spre finalul procesului am lucrat și cot la cot cu Francis Ford Coppola. Noi am fost doi asistenți de montaj români, eu și Corina Stavilă. Ea a avut, să zicem, întâietate, ea a avut privilegiul de a lucra mai mult. Eu abia spre final, eu eram omul de noapte și ea era omul de zi. Deci, practic, Coppola stătea ziua, discuta modificări, făceau ce apucau împreună și ce n-apucau făceam eu noaptea, a doua zi o luam de la capăt. Dar spre final am avut onoarea și plăcerea de a sta umăr la umăr cu el și cred că m-a modificat destul de mult experiența asta. Pe lângă el, eu am fost asistentul de montaj al lui Walter Murch.
Walter Murch, să zicem că e un nume mai puțin sonor, dar dacă vă zic că a luat premiul Oscar pentru montajul filmului The English Patient, a mai luat un Oscar pentru sound design-ul filmului Apocalypse Now și a mai luat un Oscar pentru Godfather, tot așa pentru montaj, dacă nu mă înșel. Adică pentru Nașul. Da. Deci, practic, el lucrează foarte mult cu Anthony Minghella, cu Francis Ford Coppola și cu alți mari regizori și cu el am lucrat umăr la umăr aproape zi de zi și în partea a doua a procesului. Și am învățat foarte, foarte multe, mai ales pe montaj. Ne-am revăzut la San Francisco, unde am mers la festivalul de la San Francisco cu filmul și Walter Murch a spus câteva cuvinte și în introducerea filmului și după, iar pentru mine ca regizor de 20 ceva de ani din România să-mi introducă filmul un om cu 3 Oscaruri la San Francisco a fost o mare onoare. Și în zilele de după am reușit să ajung chiar și la Coppola acasă, unde am făcut o vizionare a filmului pentru foștii colegi cu care lucrasem la film. Super. Deci foarte multe lucruri, atât de multe lucruri bune au venit din filmul ăsta, încât aproape că mi-e rușine cumva că am reușit să văd toată lumea, că am de ajuns să-ți unde fie rușine? Pentru că lucrurile autentice duc la lucruri autentice. Să știi că asta are un impact, autenticitatea are un impact extraordinar. Pentru că este partea care atinge, mișcă și inspiră pe oricine. Și așa s-a întâmplat, este meritul bunicilor, în mai multe sensuri, meritul bunicilor că au făcut-o pe mama, în primul rând, și că am ajuns să exist. Și apoi că sunt cum sunt și că au reușit să fascineze, practic, probabil, nu știu, sute de mii, dacă nu și mai mult, de oameni care au văzut filmul. Mă bucur că ți s-au întâmplat aceste lucruri minunate și sper să ai în continuare parte de lucruri minunate. Spune-mi, tu ești din Piatra Neamț. Povestește-ne ceva despre filmul de Piatra. Sunt din Piatra Neamț și un oraș pe care îl iubesc foarte tare și pe care îmi place să-l laud cu orice ocazie, unde îmi place să mă duc cu orice ocazie. Chiar duminică voi fi acolo. Călătorind prin festivaluri prin toată lumea, mi-am dat seama că Piatra Neamțul e un oraș care poate fi o gazdă foarte bună de festival și am pornit un festival pe care l-am numit Filmul de Piatra. Prima ediție a fost în ianuarie 2009. Între timp a crescut foarte mult. Lumea deja cam știe, a auzit de festival. Lumea care vine cam vrea să revină. Lumea care n-ajunge îi pare rău. E un festival de scurtmetraj. În mod normal se întâmplă în luna ianuarie. Mai există evenimente pe parcursul anului, inclusiv o mini-ediție vara în aer liber. Că toți suntem în mediul online, vă invit să intrați pe facebook.com/filmuldepiatra de data asta. Și o să vedeți că se întâmplă foarte multe lucruri. De altfel, chiar duminica asta la Piatra Neamț organizăm un concert. Deci nu ne ocupăm numai cu filme, încercăm să aducem viață culturală în Piatra Neamț. Este un concert Byron, una dintre trupele mele românești preferate, duminică seara la Piatra Neamț, un eveniment Filmul de Piatra, care nu are de-a face cu filmul, dar are de-a face cu faptul că ei lansează un DVD cu un concert în Salina Turda. Dacă ne urmăriți de la Piatra Neamț, vă invit duminică seara. Dacă nu sunteți de la Piatra Neamț, stați cu ochii pe Facebook, pentru că evenimente de felul ăsta facem prin toată țara. La București am avut chiar acum o săptămână sau puțin mai mult, la Festivalul Filmului European am avut o proiecție specială, un eveniment Filmul de Piatra. Deci ne ocupăm cu scurtmetrajele făcute de tineri și le aducem un festival, le premiem și apoi le promovăm în tot felul de evenimente. Și aici la Nașul TV, la emisiunea By Alexa, vrem să facem cam același lucru. Să promovăm tinerii, să promovăm filmele tinerilor, nu numai regizori, ci și
eu știu, în alte domenii, nu numai în domeniul cinematografic, pentru că voi, tineretul, sunteți cei care o să duceți mai departe această țară. Și uite că pe lângă politică și pe lângă altele, mai este nevoie și de cultură. Acum, mie îmi place să-mi imaginez, eu am lucrat în radio câțiva ani, în Piatra Neamț, în timpul liceului, și aveam o emisiune care era tot așa, noaptea, după miezul nopții. Au succes emisiunea după miezul nopții, Andrei? Pe vremea aia avea, pentru că nu exista internet, sau mă rog, nu avea toată lumea internet, nu avea nimeni MP3-uri și nu existau nici rețelele naționale de radio care tâmpesc populația. Și atunci lumea asculta radio-ul în fiecare seară, intra în dialog, tu îi aduceai muzica, deci el nu avea altă sursă de ascultat, nu avea internetul, nu avea MP3-urile. Îi aduceai o muzică, îți dădea feedback, îi plăcea, o căuta, mai vroia. Era un dialog între realizatori și ascultători care astăzi nu mai e posibil, din păcate. Și pe vremea când făceam emisiune, în tot timpul îmi imaginam situațiile în care sunt ascultat și uneori chiar lansam provocarea de a suna ascultătorii și de a-mi spune ce fac în momentul ăla de ascultă radio-ul. Și lumea ba stătea în pat să doarmă, ba scria un eseu pentru liceu, ba făcea ordine, ba așa mai departe. Și acum îmi imaginez cam cine se uită acum la aproape 1 noaptea la emisiunea asta. La emisiunea asta? Da. Se uită lumea. Cred că în ziua de azi și cu atâtea canale e mai puțin probabil ca cineva să fi venit țintă la emisiune și zapează acolo și dacă s-a oprit aici, eu îi mulțumesc. Înseamnă că s-a și săturat. Eu le mulțumesc. Înseamnă că s-a săturat un pic de prostiile de pe celelalte canale și de proiectul politică. Proiectul ăsta și de... cu Nașul TV, ți-am spus că este un proiect în care toți suntem moguli, da? Făcut prin subscripție publică, tot așa, din saturația asta de ceea ce există pe piață la ora actuală. Și noi am pornit cu două chestiuni, adevăr și informație corectă. Mai departe, rămâne la alegerea fiecăruia, că de aceea are liber arbitru. Asta sună foarte ambițios și sper să fie adevărat și să aibă succes și să rămână. Să rămână pe ideea asta. Dacă oamenii realizează ce înseamnă această televiziune și această emisiune, unde ai libertate deplină, deci vreau să spun că în emisiunea asta, nu numai în emisiunea asta, în toate emisiunile de la Nașul TV, fiecare are voie să facă ce vrea. Adică da? Mi-a spus că nu trebuie să vorbim despre politică. Astăzi e vineri, de aia nu trebuie să vorbim despre politică, oricum, pentru că este campanie electorală și CNA-ul interzice de vinerea. Oricum vreau să vă liniștesc, buletinul meu e de Piatra Neamț. Așa că nu votez în București. Și nu votez în București și la Piatra Neamț lucrurile sunt mai simple. Da. Oricum, nu era cazul să vorbim despre politică, când sunt atâtea lucruri frumoase. Adică, mi se pare, vorbim destul despre politică. Aproape vorbim tot timpul despre politică. Exact, asta e problema. Eu am mai fost pe la emisiuni, chiar și pe la Realitatea TV și ziceam acolo că trebuie să mai venim și cu exemple pozitive. Sigur. Trebuie să mai venim și cu știri pozitive și cu lucruri frumoase, pentru că altfel ne îndobitocim. Chiar bunicii mei, în cauză, în momentul în care eu plecam la un festival, lor le era frică că o să se prăbușească avionul. Asta e, numai accidente, crime, dezastre, plus corupție politică și așa mai departe. Nu e în regulă. Trebuie să mai luăm câte o pauză. Eu vă povesteam înainte de a intra în emisie că eu nu am televizor. Pe mine cred că mă ajută asta foarte mult. Da. Eu de fiecare dată când intru pe net și dau drumul la știri, în maxim 5 minute mă enervez. Corect. Ceea ce înseamnă că mă enervez mult mai rar decât oamenii care au televizor. Ar trebui să vă gândiți un pic la asta și dacă aveți DVD player să luați filmul. Și poate după aia să vedeți un pic altfel viața. Da, sigur. Noi avem un obicei la această emisiune, dar poate ai văzut în promo care e declarația noastră de intenție, ca să spun așa, și anume de a schimba, de a planta semințele unui nou mod de a gândi, un mod de a gândi liber, un mod de a nu mai înghiți informația ca la catering, cum îi spun eu, gata amestecată, că suntem în stare să
discernem, da? Ne-a dat Dumnezeu minte ca să o folosim. Așa că fiecare invitat al acestei emisiuni, dacă dorește, bineînțeles, plantează câteva semințe de iarbă în acest bol cu pământ, ca să creștem o societate civilă, că toată lumea vorbește acum despre mișcări de la firul ierbii. Ei bine, noi am zis să trecem la fapte, știi, simbolistica, dar toată lumea are simboluri, hai să avem și noi un simbol și să creștem această societate care să fie conștientă și responsabilă, da? Și care, așa cum spune bunica ta, să totuși să gândească că viața e frumoasă, independent de ceea ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Așa că te rog dacă vrei să plantezi și tu câteva semințe de iarbă. Mie mi se pare interesant că ați ales tocmai iarbă, care e un cuvânt ușor interpretabil, mai ales dacă vorbiți da, de... Avem și un la promo, nu la promo, la, ca generic al emisiunii, este o mantră galactică care spune că de aici este și sloganul emisiunii, noi suntem voi. Vine de la această mantră galactică în care sunt o înșiruire de chestii extraordinare, da? Lumea poate zice că e o chestie psihedelică, dar nu e o chestie psihedelică, este o chestie care e de impact, spune niște lucruri extrem de adevărate pe care dacă le iei în considerație chiar îți poți schimba un pic viața, adică exact ce spunea bunica ta, știi, lucrurile altfel decât ai fost învățat să le iei sau decât le-ai considerat până acum. Și care spune I'm me, you are you la final. Deci asta este emisiunea, asta este dorința noastră. Plantăm niște iarbă, interpretabil ce fel de semințe sunt. Sunt de iarbă. De care iarbă? Încă n-am pus marijuana sau alte de asta, păi, sau pentru că am tot am început zicând că să lăsăm misterul să planeze. Eu am să iau câteva semințe și să vedem. Te rog. Să vedem ce iese. Să vedem de care iarbă iese. E bine sau trebuie e să le... Perfect, sigur că da. Trebuie pus un steguleț, să știți. Da, uite că nu m-am gândit să fiecare invitat să pună stegulețe. De altfel, eu mi-aș dori ca lumea să mai planteze și copaci. Și în sensul ăsta să participați la acțiune de împăduriri. Ca să terminăm așa într-o notă optimistă, drag. Înainte de a vedea scurtmetrajul meu Fly, care va ține treji, probabil, jumătate de noapte. Da. Oricum, te felicit pentru Fly, pe mine m-a amuzat, mi-a plăcut foarte tare ideea, a fost excelent. Sper să amuze și telespectatorii. Mult sigur, cred eu. Andrei, îți mulțumesc mult că ai acceptat invitația și pe fugă pe care ți-am făcut-o la această emisiune. Sper că revii să ne povestești cum a fost cu scenariul de la TIFF, care a fost rezultatul acestui concurs final. Să vedem cum crește iarba, să privim cum crește iarba. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne puteți vedea în reluare mâine dimineață între 8 și 9. Nu uitați să ne scrieți. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați scris pe mail, pe Facebook, pe forumul emisiunii. Și nu uitați să fiți iubiți. Noapte bună! Ești...